fost întunericul, nu va împărăți veșnic pe pământul în care Amin este necaz. După cum în vremurile viitoare va acoperi cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali. În vremurile viitoare va acoperi cu slavă țara dincolo de Jordan, Galilea, Neamul. Apoi Iudas ne va ieși din tulpinele sale și un răstar va da din rădăcinele lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Și după vreme, țara lui Iuda nu este trecut, să mai ne se lasă zică peste mine lui Iuda. Tine va așa că pătele care ar fi pătele poporului meu trai. Nu vă temeți că îl va duc o veste bună, că va fi o mare bucurie pentru tot noroc. Astăzi în cetatea lui Iuda s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Căci un copil nu s-a născut, la domnul mi se arată, ci domnie va fi de unde ieșai. De o vreme, Mesia, pe pământ. El e Salvatorul, Sfântul cel promis, El e Domnul păcii, cel aiut nedeschis. S-a întâmplă cot universul, tot e reșel, tot e gând, că într-o noapte ca aceasta s-a născut Iisus cel Sfânt.